Era odată o vulpe. Da, cum sunt vulpile? Șirete, viclene. Dar tare era ea așa singurică și s-a gândit ce să facă să-i mai treacă de urât. Să-l invite pe vecinul său, pe Cocostârc. Și se duce și zice: bună ziua! Dragă barză, n-ai vrea să vii la mine în musafirie, să mai stăm la masă, să mai discutăm? Ce zici? Da, de ce nu? Și cum era vulpea zgârcită, a făcut ea o seamă lungă, subțirică și a turnat-o în niște farfurioare la suprafață. Hai, vino, vino! Vino, Cocostârcule, vino încoace, să stăm și noi la masă, să mai punem țara la cale și să ne mai spunem de ale noastre. Da, bine, bine. Și Pitul Cocostârc se apleca, da cu ciocul, da cu pliscul, da că a luat vă doi stropi de zeamă lungă. Iarăși încerca, ei, da vulpiței îi convenea. Ea a terminat aproape tot. Ei, ce zici? Acu' e rândul tău să mă inviți la tine? Da, bine, dragă vulpe. Bine, mâine te aștept pe la amiază. Și s-au despărțit. Iată, este și ziua de mâine. Și Cocostârcul o așteaptă pe vulpe. A pregătit ce-i place vulpei mai mult. Carne coaptă. Și-a pus-o în ulcior. A venit și musafira noastră. Bună vreme, barză! Bună, bună, vulpe! Hai, poftim, treci la masă! Poftim, poftim aici! Beata vulpe, dar ce e acolo? Cât de frumos miroase! Dar cum să ajung eu? Uite așa arată Cocostârcul. Uite, 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 bagi capul și scoți cât de mare bucățică vrei. Da, dar cum să scot eu de aici carnea asta? Da, bine, bine. Și așa, beata vulpe n-a mai putut să guste nicio bucățică de carne. Da, dar și-a învățat lecția. După faptă și răsplată. Vulpea și Cocostârcul.